Chciałbym kazać wiele pozdrowień ze zboru, odjeżdżając ze zboru Ludu Pana w Oleszycach. Braterstwo tam, którzy się zbierają, prosili, aby przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia. Jadąc też... Dragi frați și surori, vreau să vă aduc salutările din adunarea noastră din Oleșiță, iubirea și simțămintele lor calde pentru voi. Jadąc tutaj, to tak wielu braci z Polski, dla was znanych i nieznanych, dzwoniło, aby serdecznie tutaj pozdrowić, co też nie wymieniam nazwisk, żebym kogoś nie pominął. Nasza społeczność jest praktycznie po całym świecie. Venind aici, foarte mulți frați pe care îi cunoașteți și care nu-i cunoașteți au transmis ca să aduc salutările lor de iubire. Nu-i voi numi pentru că cu toții suntem frați pe întregul pământ și cei care îi cunoașteți și care nu-i cunoașteți v-au transmis iubirea lor. Când stai la tem miejscu, tak mocno się zastanawiam, jak rzeczy wielkie przekazać językiem prostym. Și stând în acest loc, mă gândesc cum de vorbit lucrurile mari în cuvinte simple. I myślę, bratelstwo, że na nas tutaj stając ciąży wielka odpowiedzialność za nas samych, jak i społeczność. Și stând aici, fraților, în fața voastră, este o mare responsabilitate. Atât noi stând aici, cât și voi ascultând. W dzisiejszej lekcji chciałbym przybliżyć dwa wersety. În lecția noastră de astăzi vreau să menționez două versete. Może trzy wersety ze Słowa Bożego. Poate trei din Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia jest obszerną księgą. Biblia este o carte largă. I każdy z nas może do niej sięgać. Ja chciałbym, żeby braterstwo chociaż na tą małą chwilę otworzyli Biblię i przeczytali wersety, które będą naszym rozważaniem. Și fiecare dintre noi putem deschide această carte pentru a găsi câteva versete pentru meditațiile noastre, pentru studiere. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 20 i 22 werset. 2 Corinteni 1 cu 20 până la 22. Bo ile jest obietnic Bożych, w nim są tak i w nim są amen, ku chwale Bożej przez nas. Ale ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest, który też zapieczętował nas i dał zadatek Ducha w serca nasze. Bo ile jest obietnic Bożych, w nim są tak i w nim są amen. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da și aceea și amin, pe care îi spunem noi prin El este spre slava lui Dumnezeu. Și Cel care ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. În El sunt toate da și amin. I temat tego rozważania nazwałem obietnice Boże w nim są tak i w nim są amen. Ku chwale Bożej. Textul l-am interpretat astfel. În El toate lucrurile sunt da și amin și prin El este spre slava lui Dumnezeu. Chciałbym, abyśmy mocny nacisk, chciałbym położyć mocny nacisk na to, w jaki sposób obietnice są ku chwale Bożej przez nas. Vreau să punem o întrebare. Cum aceste făgăduințe sunt spre slava lui Dumnezeu prin noi? Apostol stwierdza, że wszystkie obietnice dane ojcom narodu żydowskiego ześrodkowane są w nim, w Chrystusie pozawikoralnym synu Abrahama też Izaaku, byśmy powiedzieli, jak będziemy patrzeć na
obietnice, kiedy się rozpoczęły. Apostolul ne spune că toate făgăduințele sunt întărite prin el, cele care au fost date lui Avram și prin fiul său Isaac. Do Abrahama, ojca wiary, który rozmyślał, kiedy się zestarzał, kto będzie dziedzicem jego. I myślał, że nie będzie miał potomka, że dziedzicem jego zostanie obietnic sługa. Dziedzicem jego zostanie sługa. Abraham nu știa cine va fi urmașul sau seminția lui. Și trecând timpul, el se gândea că va fi cel născut din slugă. I w pierwszej księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, a 4 werset, Pan powiedział: a oto słowo Pańskie stało się do niego mówiąc: nie będzie ten dziedzicem twoim, lecz ten, który wyjdzie z żywota tego, ten będzie dziedzicem twoim. În Geneza 15:4 spune: atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine. Acela va fi moștenitorul tău. Wydawałoby się, że Bóg to powiedział przeciw naturze, ponieważ Sara już była z wiekiem starsza, Abraham też. Se pare că Dumnezeu vorbea împotriva timpului în care ei trăiau, pentru că Sara deja era în vârstă și el de asemenea era în vârstă. Ale to dziecię obietnicy, dziedzic się urodził, Izaak się urodził. Dar acest copil al făgăduinței, Isaac, s-a născut totuși. Lecz kiedy to umiłowane dziecię podrosło, Pan mówi: złóż mi go na ofiarę. Doar că când acest copil iubit și mult așteptat a crescut, Dumnezeu i-a spus: adu-mi-l ca jertfă. Możemy tylko wglądnąć w serce Abrahama, co się działo w jego sercu. Putem să privim înăuntru inimii lui Avram ce se întâmpla? To dziecko, które mu się urodziło. Tocmai copilul care i se născuse. Którego tak miłował. Pe care atât de mult l-a iubit. Bóg mówi: złóż mi go na ofiarę. Dumnezeu îi spune: adu-mi-l ca jertfă mie. Izaak się nie wzbraniał. Poddał się zupełnie woli ojca. Isaac nu s-a împotrivit, ci s-a lăsat pe deplin în voia tatălui său. Możemy sobie wyobrazić jego podróż na tą górę. Putem să ne imaginăm călătoria lor pe acel munte. Kiedy dziecko pyta: no wszystko, ale gdzie jest ofiara? Când copilul întreabă: toate sunt pregătite, dar unde este acea jertfă? Abraham mówi: Bóg obmyśli. Și Dumnezeu și Avram îi răspunde: Dumnezeu va purta de grijă. Abraham był gotowy uśmiercić Izaaka. Avram a fost gata ca să-l jertfească pe Isaac. Lecz Bóg zatrzymał rękę Abrahama. Doar că Dumnezeu i-a oprit mâna lui Avram. Zatrzymał jego rękę, aby nie uśmiercić syna. I-a oprit mâna lui Avram ca să nu ucide pe fiul său, să nu-l omoare. Możemy powiedzieć, że Abraham z powrotem otrzymał Izaaka. Putem spune că Avram l-a primit înapoi pe fiul său Isaac. Postaci jak gdyby zmartwychwstałego. Ca și cum ar fi înviat din morți. Jak piękne to wydarzenie z życia Abrahama i Izaaka wskazuje na śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Cât de frumos această ilustrație ne arată învierea tuturor oamenilor. I teraz apostoł mówi, że w nim znalazły się wszystkie obietnice Boże. Și acum apostolul ne arată în verset că în el se găsesc toate făgăduințele lui Dumnezeu. I apostoł mówi, że te obietnice w nim są tak i amen. Și apostolul spune că aceste făgăduințe în el sunt da și amin. Obietnice Boże były w nim tak. Făgăduințele lui Dumnezeu a fost în el da. Nie było jednocześnie tak i nie. N-a fost o parte da și altă parte nu. Naszym braterstwo życiu. În viețile noastre, dragi frați. Dość często postępowanie jest tak, raz tak, raz inaczej. În experiențele noastre, odată este într-un fel, altă dată este în alt fel. Inaczej rzeczy widzimy, jeżeli nie chodzi to o nas.
Și multe lucruri vedem care nu ne privește pe noi. A bardzo tolerancyjnie patrzymy zupełnie inaczej, jeżeli dotyczy to nas. Dar suntem foarte toleranți atunci când ne atinge sau este vorba despre noi. Suntem toleranți atunci când merge vorba despre noi. Obietnice Boże są w nim, tak? Făgăduințele lui Apostol sunt în el, da. Apostol że w naszym Panu jest prawda, że nie ma nie. Apostolul ne spune că în Domnul nostru este adevărul și nu există nu. Czyli, że nie ma nieprawdy. Nu există neadevăr. Obietnice w Boże są w nim są amen. Făgăduințele lui Dumnezeu în el sunt amin. To znaczy, że tylko Pan i Jego nauka pochodzą od Ojca i jest godna wiary. Aceasta înseamnă că doar Dumnezeu și Domnul Iisus, de la El vin adevărul, de la El vine adevărul. Mogą się mnożyć różne nauki, ale bardzo ważne, od kogo te nauki pochodzą. Se poate de învățat multe învățături, dar este foarte important de unde primești aceste învățături. Po wydarzeniu ofiarowania Izaaka Pan Bóg powiedział potwierdził Abrahamowi swoje obietnice odnośnie rozmnożenia jego nasienia. Potrivit această ilustrație a lui Avraam și sămânța lui Isaac, Dumnezeu îi arată continuitatea sa a ei. I mówi, że nasienie twoje będzie jako piasek i jako gwiazdy. Și spune că seminția ta va fi ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. I jeszcze coś więcej dodaje o głębokim wypełnieniu tej obietnicy. Și încă mai adaugă o semnificație adâncă a îndeplinirii acestor făgăduințe. Pierwsza Mojżeszowa 22 a 18 werset mówi tak. Geneza 22 cu 18 spune: błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi, dlatego, żeś usłuchał głosu mego. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Zauważmy na te słowa. Że błogosławione będą wszystkie narody w Twoim nasieniu. Să fim atenți la aceste cuvinte, că vor fi binecuvântate toate neamurile în sămânța ta. Z jednej strony mówisz, że nasienie będzie Twoje jako piasek i jako gwiazdy. I w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Într-o făgăduință spune că vor fi sămânța ta va fi ca stelele cerului și ca nisipul mării, iar în altă parte spune că vor fi binecuvântate toate popoarele. Kiedy patrzymy na późniejsze wydarzenia, mówi pierwsza Mojżeszowa 25 rozdział a 8 werset, że Bóg dał Abrahamowi, że Abraham wszystko co miał dał Izaakowi. Când privim mai departe această ilustrație, vedem că Avram tot ce a avut a predat fiului său Isaac. Jak pięknie, piękna obietnica, która mówi o nasieniu, którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Cât de frumoasă este această făgăduință care spune că în tine vor fi binecuvântate toate popoarele. I teraz powstaje pytanie, jakie nasienie ma błogosławić? Czy gwiazdy, czy piasek? Și acum întrebarea se ridică. Care popoare vor fi binecuvântate? Nisipul sau stelele? Myślę, że możemy odpowiedzieć, że chodzi o nasienie przedstawione w obietnicy Abrahamowej przez gwiazdy. Cred că se vorbește despre seminția lui Avram arătată prin stelele cerului. Jest to niebiańskie nasienie. Chrystus i Kościół. Este o moștenire sau o seminție cerească, Biserica lui Hristos. Można by było bardziej precyzyjnie. Pan Jezus jako głowa i Kościół jako ciało. Sau să fim mai coinciși, Domnul Iisus ca și cap și Biserica ca și corpul său. Ta część obietnicy, jej rozwój,
I zrozumienie duchowego nasienia została ukryta przez Boga aż do wyznaczonego czasu. Această făgăduință în decursul timpului a fost ascunsă pentru o perioadă sub providența lui Dumnezeu. Do czasu pierwszej obecności naszego Pana. Până la timpul primei prezenței a Domnului nostru. W tym czasie to Jezus stał się pierwszym, właściwie wodzem, zwiastunem tego nasienia. Atunci Domnul Iisus a fost acel moștenitor sau acel reprezentant al acelei seminții. W nim zostały ukryte wszystkie obietnice. În el au fost îndeplinite toate făgăduințele. Te, które się wypełniły i te, które się wypełnią. Cele care s-au îndeplinit și cele care se vor îndeplini. Bo apostol mówi, bo ile jest obietnic Bożych, w nim są tak. Pentru că i w nim są amen. Apostolul spune, toate făgăduințele care sunt în el sunt da și amin. Mówi, wszystko to jest ku chwale Bożej przez nas. Și toate aceste făgăduințe sunt spre lauda lui Dumnezeu prin noi. Co to oznacza? Ce înseamnă aceasta? Pan Bóg sprawił, abyśmy znaleźli się w Chrystusie. Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să ne găsim în Iisus Hristos. Aby przez Niego te obietnice dotyczyły też nas. Ca prin El acele făgăduințe să ne atingă și pe noi. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, że tym nasieniem obietnicy jest Chrystus. După cum am menționat anterior că acea seminție este Hristos, pozafiguralny Izaak, apostol tłumaczy, że te obietnice również obejmują nas. De asemenea, apostolul arată că aceste făgăduințe care au fost date lui Isaac ne ating și pe noi. Apostol Pavel, liście do Galatian, 4 rozdział, 28 werset. În Galateni 4:28 mówi, wy tedy bracia, jako Izaak jesteście dziećmi obietnicy. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Jak daleko apostoł sięga? Cât de departe merge apostolul? W pierwszej kolejności Izaak wskazuje na naszego Pana. În primul rând, Isaac reprezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ale kiedy apostol mówi, że to obejmuje coś więcej, że obejmuje jego ciało. Dar mai departe, apostol arată că aceasta va cuprinde ceva mai mult, va cuprinde tot corpul său. Czyli nas. Sau pe noi. Jeśli chcemy być jego ciałem. Dacă dorim ca să fim din corpul său. Coś więcej jeszcze apostol mówi. Ce mai departe vorbește apostolul? Trzeci rozdział listu do Galacjan, 28-29 werset mówi tak. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie, Jezusie. A jeśliście wy Chrystusowi, wtedyście nasieniem obietnicy. Mai departe, apostolul vorbește în Galateni 3:28-29. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Bóg sprawił, aby jego obietnice stały się przez nas cu chvala Jego. Dumnezeu a făcut astfel ca făgăduințele să se îndeplinească prin noi spre slava Sa. Żeby apostol Paweł wyraźnie wskazuje, aby otrzymać te obietnice odnośnie nasienia duchowego Abrahama, potrzeba być w Chrystusie jako jeden z członków ciała. Apostolul subliniază, dacă dorim ca să fim din această seminție, atunci trebuie să facem parte din acest corp al lui Hristos. Jeśli staniemy się jednym z członków jego ciała, dacă vom deveni una cu corpul lui Hristos, wtedy będziemy sprawować wraz z Chrystusem dzieło ku chwale Bożej.
atunci vom împărtăși cu El, podnosząc rodzaj ludzki z grzechu i doprowadzić go z powrotem do społeczności z Panem Bogiem. Acea moștenire pentru a aduce întreaga omenire la împăcare cu Dumnezeu. Apostol Paweł w pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział 9-10 werset. Apostolul Pavel 1 Corinteni 2 cu 9 și 10. Ale opowiadamy jako napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg nagotował Bóg tym, którzy go miłują. Ale nam Bóg objawił przez Ducha swojego, albowiem Duch wszystkiego się bada i głębokości Bożych. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Te chvalebne, piękne rzeczy Bóg nam objawił przez swego Ducha. Aceste lucruri minunate Dumnezeu ni le descoperă prin Duhul Său. Nam się czasami tylko wydaje, że my swoją mądrością to wszystko opanujemy. Nouă câteodată ni se pare însă că prin înțelepciunea noastră putem cuprinde multe lucruri. Co robić, aby osiągnąć te obietnice, aby stać się tym duchowym nasieniem? Ce să facem ca să câștigăm acea făgăduință și să fim moștenitori acelei seminții? Pan Bóg ukazał, w jaki sposób możemy osiągnąć to. Dumnezeu arată prin ce mod se poate aceasta obține. Żyjąc w trudnych czasach obecnego złego dnia, trăind în prezent în lucrurile rele, słysząc ostrzegawcze głosy proroków i apostołów, auzind cuvintele apostolilor, które wskazują na sidła i subtelne niebezpieczeństwa. Na sidła, ułowić. Jeszcze raz. Sidło to coś ułowić. Tak. Care doresc ca să ne prindă în cursa acestor lucruri, grożące nam z różnych stron, care ne împovărează din diferite părți. Wczoraj może wspomniałem, grożą nam z zewnątrz, z otoczenia. Vorbisem ieri despre cele care sunt din afară, care ne atingem cu lucrurile de din afară. No i nowe stworzenie rozwija się w naszym ciele, mamy różne cielesne pragnienia, gdzie możemy bardzo szybko być usiedleni. Și noua creatură dezvoltă Întindu-se în corpul acesta vechi, care are foarte multe dorințe, aspirații. Z drugiej strony jest bardzo drogie zapewnienie Pana Boga o boskiej właściwie ochronie, opiece i osobistej miłości. Dar pe de altă parte avem făgăduința Domnului că El ne va conduce, ne va păzi, ne va proteja pe această cale. W odczytanych też wersetach apostoł mówi o, szczególnie w 21 wersecie pierwszego rozdziału, o wielkiej sile sprawczej Boga. Mówi, ale ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest. Apostolul ne spune în versetul 21 că acel care ne-a întărit pe noi în această cale. Wyraźnie wskazuje, że cokolwiek możemy otrzymać, to jest od Pana Boga. Se are în vedere că orice putem primi este primim doar de la Dumnezeu. Bo on jest autorem całego planu. Pentru că El este autorul întregului plan. Apostol Paweł, pisząc do zboru w Koryncie, do braci wierzących, do współofiarników z nim. Apostolul Pavel, scriind corintenilor, adunării care a făcut acest legământ de jertfă, a myślę, że pisze to również do nas, bo takimi współofiarnikami chcemy być. Dar cred că le-a scris aceste cuvinte nu doar lor, dar și nouă celor de aici,
din prezent care am făcut același legământ de jertfă. Bratelstvo potwierdzam współofiarnikami. Acea părtășie a jertfei, repet. Dość często mówimy, że my się ofiarujemy. De multe ori noi vorbim că noi ne jertfim. Bez Chrystusa ofiary nic byśmy nie mogli uczynić. Nu poate fi vorba de nicio jertfă fără Iisus Hristos. Apostol stwierdza, że ten, który nas utwierdził w Chrystusie, który te nas pomazał, Bóg jest. Apostolul spune că cel care ne-a întărit în Iisus Hristos și ne-a uns este Dumnezeu. Co znaczy, że jesteśmy utwierdzeni przez Boga w Chrystusie? Ce înseamnă că suntem întăriți în Dumnezeu prin Hristos? Apostol Paweł w liście do Kolosan, 2 rozdział, 6-7 werset, mówi tak. Przetoż jakoście przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie, będąc wkorzenieni i wbudowani w Nim i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitując w niej dziękowanie. Apostolul în Coloseni 2:6-7 spune: Astfel, dar fraților, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa și să umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako przedstawiciela Boga, jako odkupiciela rodzaju ludzkiego z mocy grzechu i śmierci. Îl avem pe Domnul Iisus ca reprezentantul lui Dumnezeu, care șterge și înlătură păcatele lumii. Ale On również na nas nakłada szatę sprawiedliwości, abyśmy mogli uczynić pełne poświęcenie Panu Bogu. Dar de asemenea îl avem pe El ca și haină de îndreptățire, ca să ne putem arăta în fața lui Dumnezeu. I utwierdza nas, że te obietnice są możliwe do osiągnięcia przez wiarę. Și ne încredințează că aceste făgăduințe pot fi aduse la îndeplinire prin credință. I Bóg tak sprawił, aby Jego obietnice stały się przez nas ku chwale Jego. Și Dumnezeu a făcut astfel ca aceste făgăduințe să se îndeplinească prin noi spre slava Sa. Bóg tak sprawił. Dumnezeu a hotărât aceasta. Aby być w Chrystusie i być spadkobiercą obietnicy, mamy być pomazani. Dar ca să fim în Hristos și să facem parte din această mare făgăduință, în primul rând trebuie să fim din Hristos. Mówi, który nas pomazał, Bóg jest. Cel care ne-a uns este Dumnezeu. Bóg zarządził, aby kiedyś królowie izraelscy, kapłani, byli pomazywani. Când au fost în Israel împărații, ei au trebuit ca să fie unși. Aby byli pomazywani na swój urząd w szczególny sposób i szczególnym olejkiem. De asemenea și preoții, și fiecare a fost cu ulei special și au avut o ungere specială, fiecare dintre ei. Olejkiem, który nie może być podrobiony, zrobiony metodą aptekarską. Un ulei pregătit special, care nu putea fi folosit pentru alte întrebuințări. Słowo pomazaniec, czyli pomazany, nie wiem jak jest w rumuńskim języku, ale w polskim języku pomazaniec jest tłumaczone ze słowa greckiego Chrystus lub z hebrajskiego Mesjasz. Cuvântul ungere, nu știu cum este tradus în limba română, dar în poloneză este tradus ca și Hristos. Sau ca și Mesia. I mówi, i Bóg nas pomazał. Și ni se spune că Dumnezeu ne-a uns. Jeżeli to oznacza pomazańca Chrystusa czy Mesiasza, dacă aceasta înseamnă că ungerea este Hristos sau Iisus, to popatrzmy w jaki sposób Jezus na ten urząd był pomazany i my. Înseamnă că cu acea ungere care a fost Iisus Hristos suntem și noi.
30 roku życia Jezus przychodzi na do wód Jordanu. La 30 de ani Domnul Iisus vine la Jordan. Tam się poświęcił, aby czynić wolę Bożą w wykonaniu pewnego dzieła, powierzonego dzieła. Acolo s-a consacrat ca să îndeplinească o lucrare specială, voia lui Dumnezeu. Wtedy też otrzymał pomazanie od Boga na króla i na kapłana. Atunci a primit ungerea de la Dumnezeu ca și preot și kapłana i króla, și împărat. Ca și preot și împărat. Trzeci rozdział Ewangelia Mateusza, 16 werset mówi. Matei 3:16 vorbește. Jezus, ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto mu się otworzyły niebiosa i widział Ducha Bożego stępującego jako gołębicę, przychodzącego na Niego. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Wtedy spoczął na nim Duch Boży. Atunci s-a coborât Duhul lui Dumnezeu. Boska siła spładzająca do nowej boskiej natury. Puterea divină a jeszcze raz. Spładzająca do boskiej natury. A uns sau a conceput o altă natură divină. Nie mówię duchowej. Nu vorbesc despre ona este taka. Despre spirituală. Ea este așa. Ale boska natura zawiera coś więcej. Mieści w sobie nieśmiertelność. Natura divină are în sine ceva mai mult, nemurirea. I od tego momentu nasz Pan na swoją misję patrzył z punktu widzenia Pana Boga. Și de atunci Domnul nostru Iisus, de când și-a început lucrarea sa, a privit din punct de vedere dumnezeiesc. Z punktu widzenia Ducha, którego otrzymał. Din punctul de vedere a Duhului pe care l-a primit. A jak my patrzymy na swoją misję? Cum privim noi lucrarea noastră sau misiunea noastră? Czy z punktu Ducha? Din punctul de vedere al Duhului? To by było bardzo dobrze. Ar fi foarte bine dacă ar fi așa. Ale mamy wrogów. Ciało, świat i szata. Dar avem vrăjmași, lumea, Satan și corpul. I ono nam czasami przeszkadza. Și ne încurcă. Apostol w Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale, 38 wersecie pisze tak. Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkie opanowane od diabła, albowiem Bóg był z nim. 10:38. Faptele Apostolilor 10:38. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Jeśli Bóg będzie z nami. Dacă Dumnezeu va fi cu noi. Brat, wrócę do wykładu wczorajszego, brat Henik wspomniał o tej wierze jak ziarnko gorczyczne. Fratele Henry Keller ieri a menționat în discursul tău despre acea sămânță de muștar amăruie. Jeżeli będzie Bóg z nami, to trudności wszystkie usuniemy. Dacă Dumnezeu va fi cu noi, atunci vor dispărea toate greutățile. Nieraz nasze wydają się nam takie trudności olbrzymie, że ja już tego nic nie zrobię, nie pokona. Câteodată ni se pare că sunt atât de mari greutățile că nu le putem trece cu nimic sau depăși. Ale z Panem Bogiem, jeśli Bóg będzie z nami, możemy tego. Dar dacă Dumnezeu va fi cu noi, atunci noi le vom putea trece. Pan Jezus dowiódł swojej wierności w wykonaniu uczynionego przymierza. By we właściwym czasie zostać pomazańcem Bożym. Domnul Iisus a fost unsul lui Dumnezeu, cel care ne-a lăsat exemplul său. Pełni tego słowa znaczeniu.
În deplinul sens al cuvântului. Czyli objąć urząd króla i kapłana. Pentru că el a fost uns ca și împărat și ca și preot. Duch Święty objawił Kościołowi tą tajemnicę, o której mówi apostoł Paweł. Duhul lui Dumnezeu a descoperit bisericii taina despre care vorbește apostolul Pavel. Wiście do Kolosan, pierwszy rozdział i 26 i 27 werset. Ja może tylko część przeczytam. To jest tajemnicą ona, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym jego. Taina ținută ascunsă din veșnicii în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților săi. I apostol mówi tak, który jest Chrystus między wami, nadzieja onej chwały. Pentru că apostolul spune, cine este în Hristos, aceluia este slava. Sau slava tainei aceleia, anume Hristos. Według świadectw Pisma Świętego, Pan nasz Jezus jako głowa pomazańca Bożego, a Kościół jako ciało. În decursul Bibliei este arătat Domnul Iisus ca și capul uns al bisericii și biserica ca și corpul său. Ten plan, ta część planu Bożego była tajemnicą. Această parte a planului lui Dumnezeu a fost o taină. Mówi, my teraz o tym wiemy. Noi vorbim acum că noi cunoaștem despre aceasta. Ale myślę, jak popatrzymy na całe wokół nas chrześcijaństwo. Dar dacă privim la toți creștinii din jurul nostru, nieraz myślimy, jak daleko są od poznania tej tajemnicy. Putem să vedem cât de departe sunt ei de cunoașterea acestei taine. Wielki Mesiasz jako posamigoralny sędzia i prorok, kapłan i król. Pentru că marele Mesia, pus ca și preot, ca și rege, będzie błogosławił świat, ale wtedy, gdy święci w jego Ewangelii staną się członkami jego ciała. Și ca și profet va binecuvânta întreaga omenire, dar doar când întregul său corp va fi împreună, inaugurat. Czyli pomazaniec będzie kompletny. Sau când ungerea va fi completă. Co jest warunkiem stania się członkiem tego pomazańca, członkiem ciała Chrystusa? Care sunt condițiile de a deveni, de a intra sub această ungere sau de a deveni uczestnikiem? Un membru. Jest to postępowanie śladami wodza i głowy. Este umblarea după Domnul Iisus, capul nostru. Jeśli chcemy dostąpić tego przywileju, musimy stawiać ciała nasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Panu Bogu. Dacă dorim să luăm parte din aceasta, atunci trebuie să punem trupurile noastre ca și o jertfă vie și sfântă. Bo tak uczynił to nasz Pan. Pentru că așa a înfăptuit și Domnul nostru. Pan Iisus, jako najwyższy kapłan, złożył ofiarę najpierw za samego siebie. Domnul Iisus, ca și preot, mai marele preot, și-a depus jertfa sa za ciało swoje, czyli za siebie, za ciało swoje. Și-a depus jertfa sa pentru sine și pentru corpul său. A potem za cały rodzaj ludzki. Și mai apoi pentru întreaga omenire. Co jest przedstawione w namiocie zgromadzenia przez ofiary składane w dniu pojednania. Aceasta este arătată prin umbrele tabernacolului, prin jertfa împăcării. Która składała się z dwóch części, ale myślę, że nie będziemy rozwijać tego tematu. Care face parte din două părți, dar nu vom discuta la acest aspect. Wyraźnie jest tutaj pokazane, że Kościół jest częścią samego Chrystusa, bo jest jego ciałem. Important este arătat aici că biserica este corpul său, parte din Hristos. Co jest dziełem naszym obecnie
żyjąc teraz przy końcu wieku też Ewangelii i całego wieku. Care este lucrarea noastră de făcut în viața noastră și până la sfârșitul acestui veac evanghelic? Myślę, że jest to też ofiarowanie, tak jak i Pana Jezusa, ludzkiego ciała. Mă gândesc de asemenea precum a fost și a Domnului Iisus, jertfirea corpului uman. Ale ciała usprawiedliwionego. Dar un corp îndreptățit. Bo Bóg nie przyjmie ofiary niesprawiedliwe. Pentru că Dumnezeu nu primește jertfe neîndreptățite. Musimy dostąpić usprawiedliwienia. Trebuie mai întâi să primim acea îndreptățire. I Ojciec Niebieski postanowił, aby jego pomazańcem był nie tylko nasz Pan, czyli Jezus, ale też członkowie wybrani z pomiędzy grzesznego rodzaju ludzkiego. Și Dumnezeu a făcut ca nu doar Domnul nostru să fie parte din aceasta, dar să fie aleși și oamenii de păcătoși de pe întreg pământ. Którzy zostaną usprawiedliwieni ofiarą głowy, care vor deveni îndreptățiți prin jertfa capului, zasługą ofiary człowieczeństwa Chrystusa, prin meritul Domnului Iisus. No i myślę, że jak tak popatrzymy, to w figurze mamy kapłana i pomazanego i również podkapłanów. Ósmy rozdział księgi. Și de asemenea putem privi prin reprezentarea marelui preot uns și a subpreoților. Podkapłani ci są figurą na prawdziwe kapłaństwo, do którego odnosi się apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział i dziewiąty werset. Subpreoții sunt, precum ne spune 1 Petru, drugi rozdział? Drugi rozdział, dziewiąty werset, pierwszy Piotra. 2:9. Citați? Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. To znaczy tak, że wy jesteście rodzajem świętym. Deci voi sunteți o împărăție sfântă. Wybranym, królewskim kapłaństwem. Aleasă. Mówi ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności do dziwnej swojej światłości. Sunteți aleasă sau împărăția împărătească, care Dumnezeu l-a câștigat ca să fiți ai Lui. Wszyscy, którzy przyłączyli się do Pana, są uznani za członków Jego ciała. Toți care s-au unit cu Domnul Iisus fac parte din corpul Său. Są kościołem Boga żywego. Sunt biserica Dumnezeului adevărat. Zebraniem pierworodnych, którzy są spisani w niebie. Sunt adunarea întâilor născuți în ceruri. Wersety, które mówią, nie będziemy czytać, ja tylko przytoczę. Pierwszy Tymoteusza 3:15. Nu vom citi aceste versete care confirmă aceasta, doar le vom menționa. 1 Timotei 3:15. I Hebrajczyków 12:23. Și Evrei 12:23. Kościół nie mógł otrzymać pomazania wcześniej niż Pan Jezus dokonał zadośćuczynienia za grzechy. Biserica nu a putut primi mai înainte ungerea decât până când a fost pusă jertfa Domnului Iisus Hristos. Oddając samego siebie na ofiarę, i wtedy zasługa tej ofiary mogła być przypisana tym, którzy zostają członkami jego ciała. Mai întâi depunându-și jertfa sa pe altar, apoi primind ungerea sau îndreptățirea prin capul său, de la capul său, doar astfel pot deveni membri ai corpului. Spomniałem tutaj, że dokonał zadośćuczynienia za grzech.
Co znaczy dokonać zadość uczynienia za grzech? Zadość uczynienia to więcej niż potrzeba. Ce înseamnă a plătit prețul mai mult decât doar pentru păcate? Bo jak popatrzymy, przestępstwa dokonał nasz pierwszy rodzic i tam było życie, za życie by było potrzeba. Pentru că dacă nu ar fi fost, dacă ne uităm în trecut, a fost nevoie din cauza păcatului să fie viață plătită pentru viață. To, co określamy mianem okupu. Aceasta intră în prețul răscumpărării, viață pentru viață. Inaczej równoważna cena, tak jak na tej wadze. Este nevoie de un preț echivalent ca pe cântar. No, teraz tych wag praktycznie już prawie nie ma, ale wydaje się, że tak jest jak na wadze, bo dzisiejszego sądu nawet jest symbol po prostu waga. Nu mai sunt astăzi acele balanțe, este doar un simbol în ziua de astăzi, dar trebuia să fie viață pentru viață, arătat prin balanță. Ale gdyby tak popatrzeć, boska sprawiedliwość byłaby zaspokojona. Dacă ne uităm din punct de vedere dumnezeiesc, atunci dreptatea ar fi fost mulțumită. Względem przestępstwa Adama. Din punctul de vedere al lui Adam. Kary nałożonej. Și a păcatului sau blestemului pe care l-a avut. I tak człowiek na podstawie okupu mógłby wyjść z grobu. Și astfel toată omenirea ar fi putut să iasă din ale wychodząc z grobu din groapă. Ze swoimi myślami. Ieșind din groapă cu gândurile. Najprawdopodobniej poszedłby z powrotem do grobu, bo by przekroczył prawo. Ieșind din groapă cu aceleși gânduri cu care a mers, cu siguranță că neavând experiența, ar fi intrat din nou în groapă. Ale na podstawie tego zadośćuczynienia, co Pan Bóg przygotował. Dar dacă privim la ceea ce a pregătit Dumnezeu, człowiek w przyszłości będzie miał pomoc. Dumnezeu în viitor va avea omul în viitor va avea ajutor. Wypłynęły z tego jeszcze liczniejsze błogosławieństwa, ja tylko wspomnę, nie będziemy bliżej w jaki sposób, bo wypłynęły błogosławieństwa dla Niego samego, dla nas i dla narodu żydowskiego. Pentru că El a prevăzut binecuvântări pentru poporul evreu, pentru noi și pentru întreaga omenire. Wspomnieliśmy, że to wszystko możemy, że pomazanie to przyszło od Ojca, to znaczy, że tylko On może udzielić swego uznania. Am văzut că această ungere a venit de la Dumnezeu și că este seminția Lui. A do Ojca nie można inaczej przyjść, jak tylko przez Jezusa. Dar la Dumnezeu nu se poate veni decât doar prin Isus. 14 rozdział Ewangelii Jana i 6 werset mówi. Ioan 16:1 spune. Żaden nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Święty Paweł mówi, że wszystkie błogosławieństwo pochodzi od Ojca, który jest źródłem wszelkiej łaski, a spływa przez Syna, który jest dawcą wszelkiej łaski Bożej. Apostolul spune că toate binecuvântările vin de la Dumnezeu prin Fiul Său, care este milă și îndurare. Wspomnieliśmy, że tam w Jordanie nastąpiło pomazanie Chrystusa. Să ne amintim că la Iordan a avut loc ungerea lui Isus. Właściwie tylko głowy. Doar a capului. Kiedy następuje pomazanie Kościoła? Când are loc ungerea corpului? Nie tak dawno chrześcijaństwo obchodziło rocznicę zesłania Ducha Świętego na pierwotny Kościół. În prima biserică știm cum a fost ungerea cu Duhul Sfânt. Pomazanie, które otrzymał Kościół w dniu Zielonych Świąt, które później spływało na wszystkich nawróconych Żydów i wszystkich tych, którzy przychodzili. Atunci a avut loc ungerea corpului, care mai departe a mers peste
toți cei care au continuat să meargă pe această cale. Este to samo pomazanie, które nasz Pan utrzymał w Jordanie. Este acea ungere de la cinzecime, este aceeași ungere pe care a primit-o Domnul Iisus la Iordan. Brat, rozpoczynając dzisiejsze zebranie, wspomniał o psalmie bodajże 133 i mówi, jak to ta społeczność stała, jak wygląda. Fratele, astăzi a deschis adunarea cu psalmul 133, unde se vorbește despre această ungere și cum are ea loc. Ten sam duch spłynął w domu Korneliusza. Aceeași ungere a mers și în casa lui Corneliu. To samo pomazanie obejmowało później braci przychodzących z poga. Și aceeași ungere a venit mai târziu peste frații care au umblat cu Dumnezeu. I wszyscy, przez cały wiek, wszyscy, którzy stają się członkami ciała Chrystusowego, și de-a lungul veacului, toți cei care vin în corpul lui Hristos, chodzą pod to samo pomazanie. Intră sub acea ungere. Pomimo, że nie ma tak wielkiej demonstracji, jaka była w dniu 50, czy też w domu Korneliusza. Cu toate că nu este atât de astfel ilustrată precum a fost în ziua 50, în ziua 50 sau în casa lui Cornelius. Werset tego listu do Koryntian, drugiego listu, a pierwszego rozdziału i 22 werset to mówi jeszcze tak. Który też zapieczętował nas i dał zadatek ducha w serce nasze. Versetul nostru de bază care vorbește cel care ne-a pecetluit și a depus prețul pentru noi. Cel care ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Apostol mówi, że nie tylko zostaliśmy pomazani duchem, ale również zostaliśmy zapieczętowani. Apostolul ne spune că nu doar am fost unși cu Duhul, dar am și fost pecetluiți. Co znaczy zapieczętować? Ce înseamnă a fi pecetluit? Możemy patrzeć, że jest to też i pewien proces bądź akt. Putem privi aceasta ca și un proces. Jak również oznacza, że zamknąć coś pieczęcią. Sau ca și un fapt înfăptuit, a închis ceva sub o pecete. I taki werset 7 rozdziału objawienia, czwarty werset, który mówi: i usłyszałem liczbę popieczętowanych 144 tysiące. Și cum spune în Apocalipsa 7, și am auzit un glas al celor pecetuiți 144 de mii. Ojciec niebieski pieczętuje tym Duchem Świętym. Dumnezeu pecetluiește cu Spiritul Sfânt. To znaczy, że daje umysłowe zrozumienie prawdy za pośrednictwem Chrystusa Duchem Świętym. Aceasta înseamnă înțelegerea adevărului și a călca în urmele lui Isus. Apostol Piotr po zesłaniu Ducha Świętego w swoim kazaniu mówi, że ten Duch Święty sam w sobie jest pieczęcią, co potwierdzają słowa mówiące o Panu Jezusie. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 33 werset. Prawicą tedy Bożą, będąc wywyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie. W dniu zesłania na Kościół pierwotny. Faptele Apostolilor 2:33 spune așa. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Myślę, braterstwo, że pieczętowanie jeszcze trwa. Mă gândesc, fraților, că pecetluirea încă mai continuă. Pomimo, że niektórzy dochodzą, że ten czas już przeminął. Cu toate că mulți spun că acest timp a trecut. Oznacza to, że jeszcze trwa odciskanie charakteru Pana na nas. Încă continuă odciskanie, tak jak pieczęć. Pecetluirea Domnului Iisus asupra noastră. Myślę, braterstwo, że to jest tak,
jak byśmy chcieli sobie wyobrazić literalnie. Młode pokolenie może nie wie. Poate că generația tânără nu cunoaște, dar aș vrea să vă spun un exemplu literal. Kiedyś, aby przyłożyć pieczęć, cândva, ca să pui o pecete, to był używany lac, i tak, trebuia să fie folosit materia de lac, lub wosk, sau ceara. I żeby na to odcisnąć pieczęć. Și să pui această pecete pe această ceară. Ta pieczęć musi być odciśnięta na nas, na naszym charakterze. Această peceată trebuie să se vadă pe caracterul nostru. Pecetea aceasta care este pusă, ea trebuie să fie văzută în noi. Każdy z nas teraz może myśleć, czy ja. Następuje u mnie odciskanie takiego charakteru Chrystusa. Și noi să ne gândim, am eu această pecete care arată caracterul lui Iisus în mine? Czy pragnę poznać i czynić wolę Bożą? Doresc eu ca să înfăptuiesc și să îndeplinesc voia lui Dumnezeu? I postępować zgodnie z nauką Słowa Bożego. Și să merg îndeplinind ce înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu? Myślę, że tak poznajemy nauki doktrynalne, ale też Biblia mówi o naszym życiu moralnym. Noi cunoaștem și învățăm din învățăturile doctrinale, dar Biblia de asemenea ne vorbește despre moralitate. O życiu naszym, jak żyć na co dzień. Despre viața noastră de zi cu zi cum trebuie trăită. Wczoraj rozmawialiśmy, kiedy wyjdzie kasa wielkiego grona z Babilonu. Ieri am vorbit despre când va ieși turma mare din Babilon. Dlaczego tam pozostaje później jeszcze? De ce rămâne ea acolo? Bo nie chce, aby ta pieczęć została do końca odciśnięta. Pentru că nu vrea ca să fie pe ea depusă pe deplin acea pecete. A mieli taką możliwość. Dar au avut așa posibilitate. Mogli to wszystko pozostawić, co się podoba. Ar fi putut lăsa tot ce le place. Co jest przyjemne dla ciała. Ce este plăcut corpului. Do życia naszego z tej strony zasłony. Pentru viața aceasta pământească. I później nieraz zastanawiamy się, co nas tak naprawdę do końca pociąga. Wczoraj rozmawialiśmy, no jak to sprawa niedzieli. Czy przyjść w niedzielę na zebranie, czy nie? Ieri s-a mai amintit multe aspecte, de exemplu, să merg duminica la adunare sau să nu merg. Wspomnieliśmy o tym, że Ojciec Niebieski pieczętuje za pośrednictwem Chrystusa Duchem Świętym. Am vorbit că Dumnezeu pune pecetea prin Duhul Său cel Sfânt. W jaki sposób? În ce fel? Prawda jest przewodem, którym jesteśmy pieczętowani. Adevărul este legătura sau prin ce noi suntem pecetluiți. Moglibyśmy kanalul. Moglibyśmy powiedzieć, no co nas tutaj łączy? Am putea spune, dar ce ne unește pe noi aici? Ja myślę, że przyszłoby tak łatwo nam powiedzieć i zacytować tylko słowa z apostoła Pawła do Koryntian, że przede wszystkim miłość. Cred că ar fi cel mai simplu de răspuns, cum spune apostolul Pavel în Corinteni, că iubirea ne constrânge aici. Dar ce ne unește de fapt pe noi aici? Ale myślę, że łączy nas tutaj ta prawda Pana Boga przedstawiona w Chrystusie. Adevărul lui Dumnezeu care este reprezentat prin Hristos Iisus. I z tego wypływa ta wielka miłość. Și din aceasta se revarsă acea mare iubire. A zatem ci wszyscy, co są pieczętowani Duchem Świętym, mają przywiązanie do prawdy, obietnic Bożych pochodzących ze Słowa Bożego. Dar cei care sunt pecetluiți au cuvântul adevărului și merg în urmele lui Hristos. Z którego też wypływa moc przezwyciężania różnych trudności. Și de asemenea, de acolo curge o putere care ajută să trecem peste toate greutățile.
Też apostoł mówi, że Bóg dał zadatek ducha w serca nasze. De asemenea, apostolul spune că Dumnezeu a dat arvona duhului nostru. Bóg daje kosztowne obietnice i zadaje duch, i daje zadatek Ducha Świętego, abyśmy je otrzymali. Dumnezeu ne-a dat făgăduințele, dar și ne-a dat arvona Duhului, ca noi să le putem primi. List do Efezjan 1, 13 i 14 mówi tak. W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelię zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem Onym Świętym obiecanym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności ku chwale sławy Jego. Efeseni 1 cu 13 și 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Și можем sobie wyobrazić to wszystko. Ne putem imagina toate aceste lucruri. Co możemy otrzymać od Pana Boga? Ce putem noi primi de la Dumnezeu? Zastanawiać tylko, dlaczego taki cel postępowania jest Pana Boga. Ja myślę, że aniołowie, którzy odstąpili od Pana Boga, oni patrzą, jak ci z rodzaju ludzkiego starają się służyć Panu Bogu. De ce a permis sau de ce a gândit Dumnezeu astfel lucrurile? Eu cred că îngerii privesc și învață din experiența omului și privesc și doresc versetul care să vadă acea jertfire pe care o fac fiii oamenilor. Myślę, że możemy tylko być Panu Bogu bardzo wdzięczni za te błogosławieństwa, które udziela, za te obietnice. Și pentru toate aceste binecuvântări și făgăduințe, noi doar putem fi mulțumitori lui Dumnezeu. Myślę, że powinniśmy wdzięczni być, że żyjemy w tych czasach, braterstwo. Și chiar să fim mulțumitori că trăim în acest timp. W tym trudnym okresie czasu wieku Ewangelii. În acest timp de strâmtorare în veacul evanghelic. Te rzeczy nie były zaoferowane przed wiekiem Ewangelii. Aceste lucruri nu au fost dăruite înainte de veacul evanghelic. Ani te rzeczy nie będą zaoferowane ludzkości w przyszłości. De asemenea, ele nu vor fi oferite în viitor. Jaką wdzięczność powinniś mieć? Wdzięczność Panu Bogu. Cât de mulțumitori ar trebui să fim noi lui Dumnezeu. Że taki plan przygotował. Că a pregătit un astfel de plan. I że żyjemy w tym czasie. Și că anume noi trăim în acest timp. Pomimo, że się borykamy z różnymi trudnościami życia doczesnego. Chiar dacă pe lângă faptul că întâlnim diferite greutăți și dificultăți în viața de zi cu zi. Ale powinny nam przyświecać te rzeczy, które są w górze. Dar noi trebuie să ne ațintim privirea la lucrurile de sus. Mówi, szukajcie-ż tego królestwa. Ni se spune, căutați împărăția cerurilor. Ono jest możliwe do osiągnięcia. Pentru că ea este posibilă de o atins. I ono będzie. Și ea va fi. Ale pytanie pozostanie dla nas wszystkich, czy ja w tym królestwie się. Dar întrebarea va fi, ne vom găsi noi în acea împărăție cerească. Rozjeżdżając się, braterstwo, z tej konwencji. Când ne despărțim, fraților, de la această convenție, z tego miejsca, din acest loc, miejmy na uwadze, jak wielkie rzeczy przygotował Pan Bóg. Să avem în vedere câte mărețe lucruri a pregătit Dumnezeu. Dla tych, którzy Go miłują. Pentru cei care Îl iubesc. I zwróćmy na te słowa tych wersetów naszych tematowych. Și la versetele pe care le-am studiat astăzi. Na ten pierwszy, drugi list Corinteni 1, 20 i 22. 2 Corinteni 1 cu 22 și 23. Bo ile jest obietnic Bożych? Pentru că câte făgăduințe sunt de la Dumnezeu. W nim są tak
Ele sunt da. I w nim są amen. Și în ele, în el sunt amin. Cu chvale Bożej przez nas. Pentru slava lui Dumnezeu ale prin ten, noi. Mówi, który nas utwierdza. Care ne-a întărit. Z wami w Chrystusie Bóg jest. Pe noi în Hristos Iisus este Dumnezeu. I mówi jeszcze, który nas pomazał. Cel care ne-a uns. Który zapieczętował. Cel care ne-a pecetluit. I dał zadatek ducha. Și care ne-a dat arvuna Duhului în inima noastră. I mówi, ile jest obietnic Bożych. Și se spune, câte făgăduințe sunt? Câte? În El sunt tak. În El toate sunt da. Și în El toate sunt amin. Obietnice Boże, tak i amen cu chvale Bożej. În El sunt toate făgăduințele, da și amin, spre slava lui Dumnezeu. Dbajmy o to, aby już teraz starać się prowadzić życie ku chwale Bożej. Deci să ne stăruim, fraților, să ne trăim viețile pentru slava lui Dumnezeu. A w przyszłości dostąpić tych wszystkich obietnic. Iar în viitor vom atinge toate făgăduințele. Prośmy tylko Ojca Niebieskiego, aby dał nam chcenie i skuteczne wykonanie. Îl rugăm doar pe Bunul Dumnezeu ca să ne dea dorință și îndeplinire. Tego braterstwo życzę, jak i sam gorąco pragnę. Aceasta, fraților, vă doresc vouă și însuși mie. Amin. Mulțumim Domnului. Recording stopped. Fratele Franek. И брату Франку. Господь сказал, что он говорит simple. Он говорил простыми словами. Dar vedem că a spus niște lucruri foarte adânci. Но заметили, începând он сказал очень глубокие. De la legământul avramic. Начиная с завета Авраама. Și legământul de jertfă care Zavet. Noi acum ne aflăm. Завета жертвы, в котором мы сейчас находимся. И некоторые вещи из Нового Завета. Că la noi în adunare aici avem și mulți prieteni. Nu toți consacrați. Nu toți au legământ cu Dumnezeu, dar що даже у нас сейчас на собрании не все имеют завет. Любезк. Я думаю, все заключили, но многие любят Бога. Ca să ascult cuvântul Lui. Ei приходят слушать Его Слово. Știm că toți care vreau să aibă viață, и знаем, что все, кто хочет иметь жизнь, să vie la Dumnezeu, должны приходить к Богу. Сângele, через кровь, prin Mântuitor Domnul Iisus. Ați citesc câteva versete, îmi pare rău, că frații am pus azi să avem trei lecții, dar братья просили три lecții, două prin traduceri, timp să delungești puțin. Și ne cerem iertare de la voi, frață. Acum să citim de la Ioan. Прочитаем от Иоанна. 6:53-57. 6, lucruri următoare care ne-a spus fratele Franek. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Иоанна 6:53. На это Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если вы не едите плоть Сына Человеческого и не пьете кровь Его, то не имеете в себе жизни. Кто ест плоть Мою и пьет кровь Мою, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя – истинная пища, и кровь Моя – истинное питье». Lucrurile este, le-a spus его, le-a spus Domnul Иисус. Эти вещи сказал им Иисус Христос. Когда установил вечерю воспоминания. Шиво моя вот. И еще у него было. Кну. Оспус аста. Лукрули есть я. Когда он сказал эти вещи. Карипарел грели пентру алцу ученички. Не душе моей департии Иоанн. Для других учеников казалось это тяжелой наукой. Княрал моей мульц.
Но переходим к Ивану, спус, где было больше учеников. Не уйдем в Иоанн 66, тот в 6, Иван... в 66-69. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștință că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Иоанна 6:66 и ниже. После этого многие из его учеников вернулись к своим прежним занятиям и больше не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы уйти? Симеон Петр ответил ему, Господи, к кому нам идти? У тебя слова вечной жизни. И мы поверили и узнали, что ты святой Божий. Și ne ducem la niște făgăduințe, în 1 Ioan 3:1 nu spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu. Să ne numim copii ai Lui. И в 1 Иоанна говорится, și suntem, lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe El. Și ni s-au mai spus despre Duhul Sfânt, ca și care au Duhul Sfânt și le deschidem la romani, avem multe de comentat, dar avem puțin timp, dar ne cerem iertare și ei și așa putem a spunem. La romani 8:14 citim mai bine. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și însuși Duhul adeverește împreună că Duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și ne întrebăm. Римлянам 8:14 и ниже. Ибо все ведомые Божьи Духом сыновья Бога. Ибо вы получили не дух рабства, вновь наводящий страх, а получили дух усыновления, и этим духом взываем «Ава, Отче». И этот самый дух свидетельствует с нашим духом, что мы дети Бога. А если мы дети, то и наследники, наследники самого Бога, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Мы читим два версии, что он ругал, братья Хенрикс, Вику, Кантаре. De la Galateni 4:6, și pentru că sunteți fii de Dumnezeu, ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Și citim ultimul de la Ioan 17:24. Și le-a spus Iisus la ucenici, știm rugăciunea lui Ioan în 17. Прочитаем еще из Иоанна 17 главы. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și le-l voi mai face cunoscut, pentru că dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Ioana 17:24. Отец, то, что ты дал мне, хочу, чтобы где я и они были со мной и видели славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отец праведный, мир тебя не познал, но я познал тебя, и они познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, чтобы любовь, которой ты возлюбил меня, была в них, и я в единстве с ним. Что видим, как у меня спас брат или Франик. И видим, как сказал брат Франик. Как ты фрумос и скрис, парк, ну, с лукру грели. Насколько красиво написано. И вроде бы простые слова, но насколько они глубокие. Как мульти
Dovezi avem în Sfânta Scriptură. У нас много есть доказательств făgăduință. Из Священного Писания и обетований. Ca care au Духа lui Dumnezeu, и, сфея lui Dumnezeu. И говорит, что те, которые имеют Святой Дух, являются детьми Божьими. Și 1 Corinteni 2, cu versetele 10 și 11 ne spune mai departe. 1 Corinteni 2 глава, те стихи, что нам говорят. Ca și care au Duhul lui Dumnezeu, cunosc planul lui Dumnezeu. То те, которые имеют Духа Божьего, знают план Божий. Și ne rugăm în fiecare zi, и молимся ca каждый день, întărească credința, să ne dă cât mai mult, чтобы Бог укрепил нашу веру, дал как можно больше Святого Духа. Ca să fim înțelege care este lucrarea noastră. Чтобы мы могли понять, какая наша работа. Mulțumim pentru atenție. Спасибо за внимание. Rugăm pe fratele Henric. Просим брата Хенрика. Să ne conducă în cântare și fratele Andrei să încheie partea aceasta cu rugăciune. Fratele Andrei, vă dărău. Fratele Andrei, să conștiu. 10-1 у него. Во всех языках 71. Toate limbile, 71. Krew Jezusa.